Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori! Aura Stoienescu este gazda dumneavoastră, ca de obicei, la emisiunea Ordinea de Zi. Am să dau și telefonul încet, că n-am apucat. SMS, da? 0766314582. Mi-am luat laptopul cu mine pentru că am oameni care vor să discute cu noi și pe Facebook, pentru că am afișat deja tema emisiunii, iar invitatul meu în această seară este domnul Mircea Șcheau, vicepreședintele Corpului Profesional al Mediatorilor din județul Gorj. Bine ați venit! Bine v-am găsit și pe această cale îi salut și pe telespectatorii care ne urmăresc în această seară și mă bucur mult pentru invitația. Și noi ne bucurăm că ați reușit să ajungeți astăzi la emisiune, pentru că am mai încercat noi să ne găsim, dar ba unii, ba alții au avut treabă și în sfârșit am reușit să ne adunăm, pentru că cu siguranță telespectatorii au nevoie de informații, cum să spunem, informații generale legate de mediere. Nu discutăm cazuri concrete, chiar dacă am afișat un număr de SMS, pentru că am primit deja un mesaj. Nu știu cât de serios sau răutăcios este mesajul respectiv, dar am să vi-l citesc. Parțial. Pentru că nu discutăm, dragi telespectatori, cazuri concrete, da? Mesajul este formulat aproximativ în felul următor: cum pot media un conflict de 3 ani cu un director din puncte-puncte, n-am să spun de unde, imoral, corupt și abuziv, care mă hărțuiește moral. E aici o denumire. Sunt două instituții care poartă acest nume, dar nu trebuie să dăm nume și cazuri concrete. Da, pentru că nu avem ambele părți aici de față și nu facem medieri în direct. Adică sunteți în calitate de reprezentant al mediatorilor, nu de mediator, și discutăm de ce se poate face la mediere. Ca și reprezentant al mediatorilor sau în calitate de mediator, da, sunt obligat să păstrez confidențialitatea tuturor elementelor pe care le aflu pe parcursul studierii cazului înainte de a se desfășura medierea și, bineînțeles, confidențialitatea tuturor datelor și a informațiilor pe care le primesc în timpul medierii. De aceea vreau să vă rog să nu dăm nume. Putem discuta despre chestiuni de principiu sau despre cazuri de principiu, despre Spețe fără nume. Fără însă a dezvălui identitatea părților, pentru că medierea este o modalitate alternativă de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă în condiții de neutralitate, imparțialitate și confidențialitate și, bineînțeles, având liberul arbitru al părților. Iată un motiv foarte important pentru care nu putem da nume, dragă telespectatorule care ați adresat această întrebare, dar putem vorbi în general ce poate face cineva pe care îl hărțuiește directul. Îl hărțuiește, este imoral acel director, este corupt, spune respectivul, și abuziv, și îl hărțuiește moral. Ce trebuie să facă un angajat care pățește așa ceva? Cred că sunt mai multe căi de a soluționa un astfel de conflict. Prima cale, care ne cel mai la îndemână, este o discuție față în față cu persoana care considerăm noi că ne aduce prejudicii atât de imagine, cât și prejudicii poate de natură financiară, poate de altă natură, fiecare apreciază în felul propriu. Iar un al doilea pas ar fi, sigur, o încercare de soluționare a conflictului în fața unui mediator, în care fiecare să-și spună punctul de vedere și să-și asume niște angajamente pe care să le și respecte. De ce spun să le respecte? Pentru că un acord de mediere investit cu aviz de legalitate de la notar sau pentru care se pronunță o hotărâre de expedient în Camera de Consiliu din partea instanței devine titlul executor în condițiile legii. Și atunci, sigur, respectarea obligațiilor asumate în acordul de mediere ar trebui să fie un deziderat al tuturor părților care participă la mediere. Spun asta pentru că după ce se desfășoară o ședință de mediere sau după ce un acord de mediere a fost perfectat, anumite părți stând de vorbă cu terțe persoane
uitând ceea ce mediatorul le citește și le explică și îi întreabă dacă au înțeles în timpul medierii, aleg să nu păstreze confidențialitatea și poate să dezvăluie sau să se folosească de informații aflate pe parcursul medierii. Sigur, chestiune care nu este recomandabilă. Oricum, mediatorul nu o face. Dar acesta ar fi un al doilea pas, să încerce soluționarea pe calea amiabilă. Și spun și de ce. Pentru că în situația în care conflictul se acutizează și partea vătămată se consideră în drept a se adresa instanței, este bine să facă dovada că a încercat soluționarea în prealabil a conflictului pe calea amiabilă. Sigur, poate să facă plângere penală sau, eu știu, să se constituie parte civilă într-un anume proces, să solicite daune. Cazul nostru daune. Este abuz în funcție din partea directorului, deci e și o faptă penală, să zicem. Bine, omul e clar subiectiv. Este o, directorul o să spună că nu și-a făcut treaba și l-a pus la treabă, dacă îl întrebăm. Da, este un subiect de foarte mare actualitate și când spun asta mă refer la ceea ce se întâmplă în media națională, fără să dăm nume, în care mai mulți conducători de instituții sunt acuzați de, hai să zicem, de nerespectarea fișei postului ad literam, de abuz în serviciu, cum spuneam, sau eu știu, de constrângeri sau de penalități nemeritate de către subalterni, drept care unii aleg să facă grevă sau să-și dea demisia sau să apeleze la alte forme de protest care să atragă atenția unuia sau mai multor ministere sau uneia sau mai multor instituții. Sigur că revin, nu neapărat prin prisma faptului că sunt mediator, revin. Dacă al doilea pas după discuția față în față cu cadrul de conducere ar fi medierea, cred că aceasta ar fi un semnal de alarmă extrem de serios pentru cel care se simte sau poate nu se simte în culpă. Poate chiar nu este în culpă, exact cum spuneați, este o latură, este un aspect destul de subiectiv. Dar pentru persoana din conducere reprezintă un feedback că unul sau mai mulți angajați sunt nemulțumiți și că un al treilea pas ar fi solicitarea și obținerea, eventual obținerea drepturilor în instanță. Deci ca să concluzionăm ce am discutat până acum, pentru că va trebui să și subtitrăm acolo pentru persoanele cu deficiențe de auz. Primul pas al... ar fi încercarea de soluționare a conflictului față în față cu persoana. Adică să încerce să lămurească problema. Dacă nu se poate, faza următoare este să se meargă la mediator. Să se meargă la mediator și să nu se sară peste această fază. Dar e obligatoriu să mergi la mediator în momentul ăsta? În momentul acesta, prin lege? În momentul acesta, prin lege, nu mai este obligatoriu să mergi la mediator. Dar a fost la un moment dat? A fost la un moment dat obligatoriu să faci dovada că ai parcurs o anume etape și anume exista obligativitatea de a face dovada că ai participat la ședința de informare asupra avantajelor medierii. Asta ce însemna? Părțile se prezentau în fața mediatorului, separat sau împreună. Mediatorul le expunea avantajele, beneficiile medierii și oricare alte elemente care considera că le-ar putea ajuta în soluționarea conflictului, după care părțile decideau să rămână sau să nu rămână, eu știu, în continuare pentru soluționarea conflictului în cabinetul de mediere. Era posibil ca ambele părți să ajungă la concluzia că este mai bine să mai încerci o dată. Adică să se înțeleagă între să ei. Să se înțeleagă în fața mediatorului. În fața mediatorului. În fața mediatorului. Pe singur nu s-au mai înțeles. Da. Și de-aia au intrat în de-aia conflict. De-aia au intrat în conflict. Deja există un conflict. Dar și în cazul acesta, sigur, urmăm pașii, contractul de mediere, acordul de mediere, dacă și acordul de mediere se poate soluționa cu înțelegere totală, parțială sau cu eșec al medierii. Există și această variantă. Da, deci după ce părțile au acceptat, există posibilitatea ca una dintre părți să nu
consideră că se mai poate soluționa conflictul prin mediere și atunci să aleagă calea instanței. În cazul în care ambele părți s-au prezentat la mediator, se completa la acea dată un certificat de informare care atesta faptul că s-a făcut informarea părților și părțile au decis să rezolve conflictul în instanță. În situația în care una dintre părți nu se prezenta nici măcar pentru ședința de informare, se elibera un proces verbal de informare care atesta faptul că una dintre persoane a venit, iar cealaltă persoană nu a venit chiar dacă a fost informată sau chiar dacă a fost chemată, invitată. Dar și acum ceea ce vorbim telefon, este valabil în momentul ăsta, doar că nu mai e obligatoriu. Nu mai există obligativitatea în acest sens. Care este avantajul? De ce omul ar fi bine să vină la mediator și nu prima dată la instanță? Este posibil ca anumite avantaje sau beneficii pe care le voi prezenta să nu convină altor categorii profesionale, dar le voi enumera pentru că oamenii trebuie să oamenii știe, trebuie să fie informați. Haideți să privim o chestie logică, da? Discutăm despre un caz de conflict comercial. Ok, între două companii care își discută. De exemplu, discută eu nu-mi anumit încasez de la cei la care le prestez bănuții, le-am prestat, au fost facturi buni. Au răspuns la telefon după ce le-ai dat prestația. Poate v-au dat o parte din sume, dar sau poate nu. Sau poate nu, poate nicio sumă, poate niciun avans, sau poate cine știe, depinde sau cum. Poate nu mai răspund nici la telefon. Depinde cum a fost construit. Sau poate n-au plătit de 2-3 ani. Depinde cum a fost construit contractul. Sau au promis că plătești și n-au plătit. Da, este adevărat. Sunt noi cazuri. Suntem prieteni, ăia care sunteți. Vă vedeți, da? Da, suntem spețe de genul acesta. Și atunci, sigur, compania care se consideră a fi prejudiciată se poate adresa direct instanței și poate este îndreptățită. Așa consideră, mă rog, conducerea, că de aceea are jurist sau nu are, avocat sau nu are, da? Se stabilește un termen de judecată, se prezintă punctul de vedere al unei părți, se așteaptă punctul de vedere al celelalte părți, se dă un termen, se dă al doilea termen, se dă al zecelea termen, se dă o soluție, da? După soluție poate facem, nu știu, Recurs. Sau apel. După recurs facem apel. Și uite așa, după apel facem revizuire. Am mai găsit o hârtie. Și vreo 3-4 ani ne tot întindem cu procesul respectiv. Și timp pierdut? Timp pierdut și foarte multe cheltuieli. Foarte multe cheltuieli, foarte mult stres, foarte mult timp în care este posibil ca una dintre firme să intre în insolvență. Doamne ferește. Că sau nu și-a încasat facturile respective. Da, sau poate să intre în insolvență firma care ar fi trebuit să facă plățile. Și nu mai are de unde. Sau sigur, te așezi la masa credală. Nu știu al câtelea ești pe listă la masa credală. Dacă e statul întâi și are mult de luat, la revedere ceilalți. Sunt și N statul spețe. Are prioritate înainte. Nu, salariații au prioritate. Prima dată salariații și după aceea statul. Și de unde știm noi că nu există și niște, pe traseul acesta, și niște instituții de creditare? Corect. Nu spunem bănci că pot să fie N tipuri de instituții de creditare, da? Și atunci mai tu discutim. Mai iei bani la Sfântul Așteaptă, adică nu? Nu știm. Depinde cât e masa credală de mare, depinde bunurile dacă pot fi valorificate, dacă există la ce valoare, dacă există bunuri și da? Care este locul tău pe lista din masa credală. Ați surprins foarte bine toate aceste aspecte. Și dacă se termină banii deasupra ta? O strângere de mână este binevenită și uite, așa se creează și se perpetuează și se accentuează și se injectează, se dezvoltă conflicte pe termen lung interpersonale. Și sigur că la un moment care se consideră potrivit sau nu, cu ghinimelele de rigoare, urmează plata și răsplata și eu știu alte elemente pe care le consideră fiecare, le pune în mișcare. Dar, cred că toată această poveste s-ar putea încerca să fie rezolvată în cadrul uneia sau mai multor ședințe de mediere. Aș fi deosebit de optimist dacă aș considera că un conflict comercial important se rezolvă într-o singură ședință de mediere.
Și vă spun și de ce, pentru că fiecare parte își prezintă punctul de vedere și vine în susținerea punctului de vedere cu documente. Eu recomand părților să vină însoțite de asistenți cu pregătire juridică. Adică juristul propriu sau un avocat? Sau un avocat. În aproape întotdeauna recomand, sigur, nu pentru conflicte simple în care simt că se poate rezolva, dar altfel, aproape de fiecare dată recomand să vină însoțite toate părțile, pentru ca niciuna dintre părți să nu se simtă dezavantajată. Nu pot eu să-mi dau cu părerea dacă este corect sau nu ca o parte să fie reprezentată sau să aibă un avocat lângă el și cealaltă nu, dar cu siguranță partea care nu are avocat și nu are pregătire juridică este posibil să nu fie atentă la foarte multe proceduri de ordin legal. Mediatorul trebuie să fie imparțial. Deci nu are voie să dea recomandări niciuneia dintre părți. Nu are sau voie să pună punctul pe ei, știți, aici nu are voie să dea recomandări, în schimb poate să conducă atunci când simte că se poate ajunge la o soluție legală. Legală, avantajoasă pentru ambele părți, să conducă părțile în așa fel încât să adopte soluția respectivă, cu o condiție. Toate părțile să fie de bună credință. Corect. Că este posibil ca, eu știu, una sau mai multe părți să nu neapărat să nu fie de bună credință, dar să fie oarecum... Extrem de subiective. Să fie subiective. Adică da. Să se gândească numai la ei și numai la ei. Da, discutăm de obiectivism în cazul acesta. Da, dar asta este treaba mediatorului. Asta este treaba omul mediatorului. E clar subiectiv, dar depinde cât de mult îi pasă, dacă e corect față de celălalt. Știi ce se întâmplă? Am întâlnit cazuri, asta nu discutăm despre mine, dar am întâlnit cazuri în care... În ședințele de mediere am surprins laturi ale conflictului care nu au fost surprinse de niciuna dintre părți. Și când spun laturi, nu o spun în sens negativ, ci tocmai în ideea în care, scoțând în evidență acele aspecte, părțile au ajuns la o soluție reciproc avantajoasă și au fost extrem de încântate. De mulțumite. S-a da. Ajuns la... Acesta ar fi unul dintre avantajele pentru care aș recomanda medierea. Timpul și costurile. Pe lângă timp și costuri, mai beneficiem de un avantaj extraordinar. La mediere nu avem limită de timp. 2 ore, 3 ore, 4 ore, o ședință, 2, 3, în care ne putem exprima fără a aduce atingere în niciun caz instanței, pentru că nu acesta este nici rolul și nici scopul a ceea ce spun eu, dar în instanță este posibil ca unele părți să fie poate mai timorate, poate să nu prezinte într-o formă concretă punctul de vedere. Fiecare are propriul lui mod de a se exprima. Și atunci cred că medierea vine în ajutorul celor care cu cuvintele proprii pot să-și spună punctul de vedere așa cum nu au reușit să spună partenerilor de afaceri până în acel moment. Sunt multe conflicte ascunse. Sunt multe conflicte susținute de persoane din afara celor prezenți de la mediere. Care au anumite interese să dezbine. Sigur, care au anumite interese să dezbine. Aici depinde foarte mult de diplomația și de profesionalismul mediatorului să descopere că există acel ceva și să-l scoată la suprafață. Da, clar nu se vor supăra domnii judecători, pentru că oricum au milioane de dosare pe cap, care multe dintre ele s-ar putea rezolva foarte ușor prin mediere. În primul rând și în al doilea rând ei nu sunt plătiți la număr de dosar. Așa că nu e nicio problemă. Deci chiar le aduceți, le dați o mână de ajutor descongestionând instanțele care au milioane de dosare pe cap. Deci nu e problemă. Pot să spun că Ministerul Justiției este deosebit de deschis în fața acestei noi activități, și anume medierea, și pentru conflictele minore chiar recomandă să se adreseze mediatorului pe conflicte penale, furt, loviri fără vătămări corporale, distrugere care
poate să fie, eu știu, recuperată sau poate să existe o înțelegere între părți în așa fel încât partea vătămată să fie despăgubită. Procese la care, un preț negociabil. Depinde de părți. Tocmai. Pentru că revenim la conflictul comercial, ne putem trezi în situația, la modul general discutăm, în care plătitorul sau cel care ar trebui să efectueze plata sau reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de contrapartea lui, să spună, băi, nu pot să-ți dau decât atât. Și făcând un calcul, contrapartea să spună, bine, e ok și atât, este în regulă. Dar mi-i dai în termenul cu tare. Și pe urmă vine partea, zice, da, dar în trei rate. Bine, mă, hai! Hai să discutăm. Modalitatea, suma... E o târguială. Nu poți să faci asta în fața judecătorului. Corect. Judecătorul spune așa. Nu spun eu, nu este ok să mă exprim eu cum spune judecătorul, dar judecătorul poate să spună asta, asta, asta. Și o respectați, este o decizie. Corect. Pe când la mediere, decizia aparține părților. Doar îi puneți față în față și îi opriți să nu se bată dumneavoastră. Corect, nu? Asta este primul pas. Pentru că conflictul există, deja... Da. Pot comunica din cauza... Gândiți-vă la conflictele dintre rude. Da. Dintre, nu știu, unchii, nepoții care se bat pe aceeași moștenire, grănițuirii, retrocedării și tot felul de spețe de genul acesta, în care dacă nu ajung la o înțelegere, ura se perpetuează. Se transmite din generație în generație. Și știu de ce mai discutat în viața lor. Sigur că da. Ori, o înțelegere în fața mediatorului poate să conducă la reabilitare, la o reluare normală a relațiilor. Încet, încet. Sunteți mintea limpede din problema. Încet. Încercăm să fim imparțiali. Să nu fim subiectivi, să nu ne implicăm în conflict. Este clar, părțile care vin în fața mediatorului sunt implicate. Și subiective. Fiecare trage pentru el. Fiecare are adevărul lui. Fiecare își spune punctul lui de vedere, spune partea lui de adevăr. Care îi convine. Corect. Poate care chiar îl consideră a fi adevărul absolut în acea speță. Mediatorul nu se poate comporta ca un judecător, exclus așa ceva. Nu se comportă nici ca un arbitru. Există, sigur, o activitate separată pentru așa ceva. Poate însă, pentru că există metode specifice și destul de avansate, am un prieten care mi-a prezentat ceea ce a învățat în Statele Unite, metode de calcul ale efectelor unui acord de mediere. Ce facem în situația în care acceptăm ceea ce ne prezintă partea, ce facem în situația în care nu acceptăm? Și trebuie să facem calcule matematice. Financiar vorbim. Deci, o secundă, pe concret. Dragi telespectatori, aveți acolo un SMS 0766314582, dar puteți și pe Aura Stoenescu să trimiteți întrebări pe pagina de Facebook, acolo unde am postat anunțul cu emisiunea. Deci vă aștept cu întrebări pentru domnul Mircea Șcheau, vicepreședintele Corpului Profesional al Mediatorilor din Județul Gorj, da? Pentru că, ați văzut, am avut deja o întrebare dinainte de SMS, dar și pe Facebook puteți să adresați întrebări. Chiar dinainte de emisiune a venit întrebarea. Să continuăm, scuzați-mă, dar trebuie ca telespectatorii să știe că de asta mi-am luat laptopul, deci accept întrebări și pe Facebook. Mi-amintesc de o speță în care două societăți comerciale nu ajungeau la o, sau, mă rog, o instituție și o societate, nu ajungeau la un acord, nu ajungeau la o înțelegere. Legat de ce? Conflict comercial. De o sumă. Adică prestatorul privat prestase pentru instituție? Nu pot să spun asta. Nu putem să spunem. Unul dintre ei era dator la celălalt. E corect spus așa, ca să nu dăm... Era un conflict comercial. Comercial. Era unul prestase și celălalt nu plătise. Gândiți-vă că există și conflicte comerciale de care rezultă ca o neîndeplinire a obligațiilor în urma unui contract de schimb, să zicem, de da? De exemplu. Sau în alte conflicte comerciale sau
cum am spus, prestare de servicii sau vânzare de bunuri. Era un conflict comercial, instituție... Închirier, poate să fie orice. Poate să fie orice, orice. Mai că în momentul în care o persoană angajată în instituție intră în conflict direct cu o persoană din firmă și persoanele au și, să zic, capacitatea de a influența, capacitate decizională, în acel moment pot antrena firmele în acest conflict. Asta vis-a-vis de ceea ce am spus mai devreme, că există posibilitatea ca să fie localizat conflictul în cu totul altă parte decât între cele două părți sau mai multe părți implicate în conflictul comercial. Iar la nivel, la nivel personal, o altă speță ar fi referitoare la o grănițuire, un metru, doi metri pe o lungime de, nu știu, 100 de metri, de exemplu, în care putem să ne punem întrebarea, este în oraș? Nu, nu este în oraș. Aha, pe unde este? Este într-o zonă rezidențială, la marginea orașului? Nu, da, unde este? Undeva, pe un deal, într-un sat. Păi și care este valoarea acelor 200 de metri pătrați? Un metru pe 200 lungime. Păi, ținând cont de faptul că este 0,5 bani sau un leu pe metru, e vorba de 200 de lei. Aha. Și dumneavoastră cât ați cheltuit până acum? Păi am cheltuit 60 de milioane, 80 de milioane, 120 sau 30 sau 5 milioane sau. Pentru că s-a depus acțiune în instanță, s-au plătit avocați de ambele părți. Expert. S-a plătit expert, s-a făcut expertiză, dar am făcut întâi cadastru. Ceea ce nu e un lucru rău. Dar asta a însemnat cheltuieli. S-a dat o soluție în dosar, care n-a fost acceptată de cealaltă parte. Și alți avocați. Alți avocați. Alte deplasări la instanță, altă da, contraexpertiză, da. Poate și niște expertize și, din astea și problema, extrajudiciare. Și problema era, pun ghilimele de rigoare, era soacra, mama uneia, care spunea că să nu lași terenul ăla, că tatăl și bunicul a spus nu știu când. Și după ce părțile au convenit și au avut curajul să treacă peste cuvântul, am dat cuvântul soacră pentru că ăsta este, totul a fost ok. Ce-au făcut? Au zis, ia dă-mi tu mie 2 milioane și lăsăm granița pe unde e acum și nu mai am pretenții. S-a procedat cu totul și cu totul altfel. Eu ți-am lăsat asta aici pentru că este lângă casa ta și, este, și nu-mi dai tu mie terenul ăla acolo și îți mai dai eu niște bani și uite, ne-am închis. Ia uite cum s-au înțeles și uite cum s-au împăcat și... S-au împăcat și sunt și mai mulțumiți acum. Ambele familii sunt mulțumite pentru că respectivul chiar dorea terenul pe care l-avea. Pentru cel care își dorea metrul respectiv era important pentru că era lângă casă. Am mai primit și o sumă de bani. Câtă mulțumire! Și totul a fost ok. Acum, să nu credem că toate conflictele se soluționează. Nu, pentru că există și părți participante la ședințele de mediere mai puțin bine intenționate, care nu doresc decât să tergiverseze. Doresc decât să tragă de timp. Nu doresc decât să... Dacă li se cere având, sau dacă având să propriile, ceară și ce nu li se cuvine. Nu, având propriile motive. Poate că după o perioadă consideră că vor primi o sumă de bani cu care vor reuși să achite eventualul prejudiciu invocat de partea vătămată. Sau poate că se vor gândi că la un moment dat cealaltă parte va obosi. Fiecare își face calculele lui. Sigur că partea care nu este mulțumită de soluția din acordul de mediere, poate oricând sunt pe care l-a semnat. Nu, pe care încă nu l-a semnat. Deci dacă nu este mulțumit de soluție... De punctul în care s-a ajuns cu medierea. Nu semnează acordul de mediere. Corect. Poate să solicite o altă ședință de mediere. Sau poate să încheie un acord parțial de mediere. Dom'le, ne-am înțeles pe A, B, C, D. Pe restul nu ne înțelegem. Haideți să scriem pe ceea ce ne-am înțeles. Pe restul ne judecăm. Ok. Sau poate să zică, nu mai vreau la mediatorul ăsta, care ochi albaștri. Hai să mergem la unul cu ochii verzi. Deci poate să spună orice dorește. Și se poate muta de la un mediator la altul? Se poate muta de la un mediator la altul. Dacă simte că mediatorul este... Subiectiv sau parțial.
Adică dă dreptate incorrect Da, din punctul lui de din vedere punctul lui de celuilalt. vedere, da. Sigur, corect ar fi să și argumenteze de ce sau ce îi se pare că nu spune corect mediatorul. Înțelegeți? Mai ales că mediatorul nu poate să impună o decizie. El nu este judecător, el nu dă soluții. Soluțiile le oferă instanța și părțile sunt obligate să respecte soluțiile oferite de instanță în condițiile legii. Mediatorul doar îi aduce la un punct comun de înțelegere pe cei doi. Nu este, Dacă nu reușește. este absolut deloc ușor. Nu este absolut deloc ușor pentru că Adică, știți că la instanță zice unul e mulțumit și unul nu. E, aici trebuie să fie amândoi mulțumiți că altfel nu semnează. există mai multe variante în fața instanței. Să fie ambii nemulțumiți. Da. Să facă recurs amândoi. Să facă recurs amândoi, da? Pentru că poate că așa cum a ales instanța să facă împărțirea moștenirii, nu le convine. Nu știu. Zic și eu. Dar instanța a considerat corect și respectăm decizia instanței. Poate să facă recurs. Sau unul dintre ei să fie mulțumit, celălalt nemulțumit. În fața mediatorului, amândoi trebuie să fie mulțumiți. Dacă nu sunt amândoi, toate părțile prezente la mediere trebuie să fie mulțumite, altfel nu semnează acordul de mediere. Avem un mesaj care vine și n-am reușit până acum să discutăm legat de. Deci avem pe cineva care trimite mesaj la emisiunile noastre, revine cu acest mesaj, eu am promis că o să fac o emisiune legată de pădurile din Gorj. N-am reușit atunci când am promis, dar mesajul vine și la alte emisiuni. Am E să vi-l interesant citesc. subiectul și este Da, de în actualitate. Comuna X, pentru că am zis că nu Comuna discutăm X. de cazuri concrete. Nu s-au dat pădurile și golurile alpine la proprietari, s-au furat proprietățile, iar persoane din conducerea primăriei, ca să nu dăm nume, da, au fost săptămâna trecută chemați la DNA București. Și am mai avut tot așa anterior aceste mesaje de la aceeași persoană, nu s-au dat pădurile, ne ține la curent cu ce se întâmplă în localitatea respectivă. V-aș întreba cei care au probleme de genul ăsta, de exemplu cu instituțiile, că nu reușesc să-și recupereze drepturile de proprietate și mai există persoane în anumite instituții care fac părtinire și chiar au ajuns să plătească sau să facă pușcărie din cauza asta ca angajați ai statului. Ce să facă un om care nu-și poate lua pădurea, de exemplu? Sunt prezent la emisiunea dumneavoastră în calitate de mediator. Da. De mediator. Și de aceea, Să vină la mediator? Asta întrebam. numai puțin și de aceea mi-este foarte greu să sugerez o soluție sau altă soluție alta decât cea de mediere. Dar ca să vă răspund totuși la întrebare, cred că există mai multe variante de a prezenta autorităților abilitate o anumită speță. Una dintre variante este, sigur, o atenționare în care persoana își dezvăluie identitatea și datele de contact, iar o alta este care persoana nu își dezvăluie identitatea și datele de contact, sesizând totuși o posibilă infracțiune. Dacă dorește să facă un prim pas către mediere pentru a-și recupera terenurile, pentru a face primele demersuri privind încetarea unui abuz, pentru a încerca să schimbe comportamentul unui angajat care, sigur, are în atribuții să deservească populația. Asta în din punctul lui de vedere, angajatul nu se comportă așa cum ar trebui. Din punct de vedere al angajatului, poate că el consideră că își face datoria. Și poate chiar așa este. Nu Da, poate că omul nu are actele necesare. poate nu are Nu actele avem de unde necesare, să poate nu știm. prezintă tot, eu știu, tot ceea ce trebuie pentru a i se da curs solicitării dumnealui. Dar în situația în care se adresează mediatorului, este clar că dorește să-și dezvăluie identitatea și că își asumă ceea ce spune. Este simplu să spunem, există corupție, nu se face aia, nu se face aia, până când ajungem la probatoriu.
Dacă persoanele au ajuns la DNA, asta înseamnă că există un dosar care se instrumentează și despre care nu avem absolut deloc noi căderea să discutăm. Corect. Instituțiile abilitate își fac treaba, investighează, monitorizează partea de penale, cercetare penală, partea de urmărire penală. Oricum, mediatorii nu se ocupă cu cercetarea penală. Nu se ocupă cu cercetarea penală, mediatorul încearcă să soluționeze conflictul chiar pe latură penală, da? Fără cercetare. Mediatorul se informează asupra conflictului. Are obligația de a se informa asupra conflictului. Cum? Prin metode care țin de activitatea lui. Nu poți să spui că te prezinți în fața unor persoane care au un conflict penal, mai multe persoane, sau instituții cu persoane, sau instituții între ele, și tu habar nu ai despre subiect. Cum să mediezi așa ceva? Când tu nu cunoști obiectul conflictului, tu nu cunoști obiectul medierii, da? Dar până la mediere, trebuie să depui toate diligențele pentru a te informa cât mai bine asupra conflictului, fără a-ți forma o opinie personală sau fără a fi părtinitor sau fără a fi subiectiv. Pentru că nu ăsta este scopul, ci informațiile pe care le ai să poți să le utilizezi în așa fel încât părțile să ajungă la o soluție reciproc avantajoasă sau o soluție de comun acord acceptată. Asta ar fi dezideratul, scopul activității privind medierea. Da, mă gândeam acum și am mai dat exemplu ăsta și la altă emisiune, cum ați media conflictul între două persoane. Dar e clar, odată ce dumneavoastră trebuie doar să-i faceți să ajungă la înțelegere, nu dați soluții. Nu putem să dăm soluții. Vă dau un caz de la Dumnezeu, el e de vină. Dumnezeu nu e să vedem cum îl judecăm. Deci, vă spun că Dumnezeu nu e de vină. Haideți să vă El spun. Propune, dar noi dispunem, noi încercăm să dispunem altfel. Că dacă l-am lăsat să-și facă... El oricum își face treaba, dar vreau să zic, nu, da. Noi ne punem contra. Nu... Să vă dau exemplu. Și numai o secundă și vă voi spune o mică glumă. Undeva într-un sat era o biserică pe marginea apei, se anunță inundații, oamenii vin, îl roagă pe preot să plece, preotul nu pleacă, zice că el e credincios, e crede în Dumnezeu, face, drege, bun. Vine apa, se urcă în pod, oamenii vin cu barca să-l ia. Nu, eu nu plec și o să vă demonstrez că nu mi se întâmplă nimic. Apa crește. În podul bisericii. Da, apa crește, se urcă pe turlă, vin cu elicopterul să-l ia. O să vă demonstrez, apa se retrage, eu sunt credincios. Nu. La un moment dat, bine, vine apa, se neacă, moare, ajunge în fața lui Dumnezeu și îi spune, păi bine, Doamne, eu, credincios, care vreau să le arăt, Doamne, băi, am trimis de 3 ori după tine. De ce n-ai acceptat? Ai vrut să vin? E, am venit. Am venit acum, dacă... Da, uite, am venit eu, suntem împreună, da. Da, da, da. Ei, culmea că și cazul pe care vreau să vi-l expun eu este tot legat de o inundație. Și tot de malul apei. N-aș fi spus această glumă dacă aș fi știut. Ce coincidență. Deci un râu s-a umflat foarte mult, au fost niște viituri foarte puternice la un moment dat într-un anumit an pe respectivul râu, nu dăm nume nici de persoane, regularizat, nici de, a fost regularizat al râului? Nu. Exista așa. Obligația să fie regularizată? Nu știu. Probabil, da, nu știu. Sau poate că a fost regularizat și viitura a fost atât de mare, că a fost foarte mare, încât a rupt tot ce a prins în cale. Au fost inundate chiar localitățile din Amonte. Și râul respectiv a rupt o mare bucată de pământ de pe un mal și a lipit-o pe malul celălalt. Și acum se certau vecinii de peste mal al cui e pământul ăla. Că înainte era al celui din stânga râului. Acum s-a lipit de proprietatea celui din dreapta. Iar fiecare dintre ei avea un act de proprietate că granița este râul în partea de miază zi, respectiv miază noapte la celălalt. Automat nu s-a făcut un transfer de proprietate de către Dumnezeu. Dar nu exista cadastru, da? Nu cred, pentru că era teren arabil în afara. Nu există în cadastru, cred normal. Că nu. Noi... Sigur nu, că atunci ar fi fost... Nu aveam măsurători. Nu aveam măsurători. Că atunci n-ar mai fi fost vinovat Dumnezeu, ci... Păi nu știu, haideți să vă încerc să vă Dacă răspund... ar veni la dumneavoastră cei doi, nu, haideți să vă răspund... să se haideți să vă răspund cu un alt
Contra, un alt caz. Contra exemplu, care e trist, dar este tot de actualitate. Presupunem că suntem într-o localitate în care există două locuințe apropiate, da? Și are loc un cutremur. De asta v-am spus că este de actualitate. Da. Și unul dintre apartamentele dintr-o casă ajunge în cealaltă casă. Cade. În celălalt. Cade, se răstoarnă. În cel de sub el, să zicem. Nu, nu, nu. Sunt două case. Două case, una lângă cealaltă. Da. Una dintre case se prăbușește și un apartament ajunge în cealaltă casă. Se poate pune vreo problemă privind dreptul de proprietate sau... Nu știu, vă întreb. E o întrebare și eu o pun la fel de dezinteresat ca dumneavoastră. Da. Vreți să-mi spuneți mie că cel de-al doilea proprietar are pretenții asupra apartamentului din casa care tocmai s-a prăbușit peste el? Sau din cauza, invers. Din cauza cutremurului? Sau invers? Să zic că nu știu, frate, eu pe parchetul ăsta am stat și până acum, pe parchetul ăsta stau și la tine în casă. Vă întreb. Da. Da, sunt. Sau cum ar fi trebuit să se amestece drepturile de proprietate în cazul, Doamne ferește, în cazul dezastrului? Da, corect. Care a avut loc de curând și pe care, normal, toți îl regretăm pentru că așa ceva se întâmplă și care ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru foarte mulți, foarte multe instituții din alte țări decât aceea unde s-a întâmplat evenimentul. Avem un mesaj. Am un gard între mine și vecinul, foarte vechi, și cu toate astea, vecinul spune că e făcut de mine de curând și că am mutat limita proprietății. Haideți la mediere. Nu știu, e corect. Și dacă vin la mediere oamenii, ce îi pune să facă? Asta să nu vă supărați, dar deci o discut eu cu oamenii. Discutați cu oamenii. Da, asta o discut eu cu oamenii. Și credeți-mă că e un conflict care se poate media destul de simplu, dacă există, încă o dată, spun, bună voință din... Și bună credință. Și din bună partea credință. Celor două da, părți. Da, da. Și dacă acesta este conflictul real și nu există un alt conflict, de fapt, și asta este doar un efect al unui alt conflict. Adică pentru există o stare conflictuală, ca să spunem așa. Care s-a perpetuat și aceasta... Și se caută motive din diverse... Nu, pentru că tu mi-ai făcut nu știu ce la un moment dat și eu consider că avem, nu știu, putem genera conflictul acesta. E un exemplu. Nu știu. Nu știu dacă puteți să dați numărul meu de telefon direct. Nu. Ah, e ok atunci. Nu, că atunci se va spune că facem publicitate. Nu, dar ceea ce pot eu să spun este că pot să-și aleagă părțile orice mediator de pe tabloul mediatorului. Câți mediatori sunt în Gorj? Cred că în momentul acesta undeva la 80 sunt pe tabloul mediatorului autorizați și toți colegii sunt foarte bine pregătiți. Acum, sigur, o să mă întrebați poate ce înseamnă foarte bine pregătiți. Nu știu, cred că își fac datoria. Da, la fel cum există medici printre medici. E posibil ca părțile să fie nemulțumite de prestațiile mediatorului și să aleagă un alt mediator. Este alegerea și dreptul părților. Dar se poate lucra și cu doi mediatori simultan? Adică se poate lucra și cu doi mediatori. Adică eu vreau mediatorul X, dar eu vreau pe Y. Asta înseamnă că sunteți foarte bine informată. Da, eu nu am încredere. Da, eu am adresat o întrebare, dar știam că se poate. Eu nu am credere în mediatorul suficient. Propus de tine. Propus de tine. De unde eu știu propun eu pe că altul. Propun pe altul. Da, eu niciun fel de cu altul. Niciun fel hai de hai cu amândoi. Da, se face comediere. Comediere. Așa se numește și pot să fie doi sau mai mulți mediatori în același timp, funcție de numărul de părți implicate în conflict. Ceea ce nu am reușit să spun până acum și este mai că avem 3 minute sau chiar este două. Că medierele se pot face cu părțile prezente sau medieri separate. Se mediază cu o parte, se mediază cu cealaltă parte și se practică acest sistem de mediere în conflictele deosebit de acute sau în cauzele penale în care victima nu dorește să se reîntâlnească cu posibilul agresor care i-a provocat, eu știu, o vătămare corporală sau o sechelă pe termen lung sau, mă rog, alte
altceva, eu știu, i-a lăsat urme evidente, nu neapărat fizice, cât psihice. Și atunci nu dorește să se întâlnească și medierile se pot face separat. Dau rezultate? Dau rezultate. Am întâlnit cazuri în care s-au înțeles mult mai bine separat, existând încrederea părților în mediator. Că va fi imparțial. Că este imparțial. Că este imparțial. Da, că va fi, asta înseamnă după mediere. Nu, că este în timpul medierii imparțial. Și mediatorul, care este interesul mediatorului? Să se împace părțile. Cu cât are mai multe succese la mediere, haideți să o gândim în termeni cât mai obiectivi. Cu atât, cota mediatorului crește. Și să aibă mai mulți oameni care se îndreptă către firesc, el. Este recomandat de către părți. Dacă ai un eșec, două, sau dacă instanța îți întoarce un dosar pentru că acordul de mediere nu este completat în conformitate cu prevederile legale. Sau dacă, nu știu, ceea ce este menționat în acordul de mediere contravine prevederilor legale în vigoare și mediatorul nu a observat sau a permis acest lucru, sigur, la un moment dat este posibil ca părțile să spună, păi nu mai mergem la X pentru că mergem degeaba. Și o să mai povestească și la alții că au fost la X și că n-au fost mulțumiți. Singur îți faci de servicii sau singur ca și mediator. Ca și mediator. Exact cum există avocați printre avocați, medici printre medici, mediatori printre mediatori. Dar ceea ce pot eu să spun este, și asta o voi spune, toți mediatorii sunt foarte bine pregătiți. Recomand persoanelor să meargă la mediere. Mulți dintre cei care se adresează instanței de prima dată nu au cunoștință că pot să cât încerce. De bine ar fi să meargă și la mediator. Da, nu știu că pot să încerce. Nu au cunoștință de existența acestei instituții. Tocmai de asta v-am și invitat. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și vreau să le mulțumesc și telespectatorilor pentru răbdarea cu care ne-au urmărit. Și cu siguranță o să vă mai invit pentru că sunt multe, multe, multe de povestit. Chiar aștept întrebări de la telespectatorii în continuare pentru că am anunțat subiectul cu puțin înainte și poate că mulți... Să știți că eu primesc telefoane și SMS-uri mai ales la reluare. Întrebările se vor constitui... În subiecte viitoare. Nu, se vor constitui ca feedback la emisiunea aceasta și sigur pot să reprezinte baza unei viitoare emisiuni. Și clar, le strângem, dragii mei, și când strângem câteva suficient de multe întrebări, îl invităm din nou pe domnul Mircea Șchiau sau pe colegii dumnealui, sau pe colegi, sigur pe oricare că da, dintre sigur ei, că da. Pentru că... dar ceea ce vreau să vă spun, dragii mei, este că judecătorul nu poți să-l alegi, mediatorul da. Mulțumesc pentru prezență și dumneavoastră pentru atenție. La revedere!